Înainte de a vă invita să cugetăm asupra cuvântului pe care l-am citit și a lucrurilor despre care ni se vorbește în el, am să vă spun, dragii mei, că am ascultat cu multă emoție una din poeziile care au fost recitate aici. De fapt, am ascultat și cântările și tot ce s-a făcut până aici și de toate m-am bucurat. Dar auzind cuvintele poeziei pe care sora Emma a recitat-o în mijlocul nostru, m-au copleșit amintirile și mi-am adus aminte că această poezie, ultima dată am auzit-o aici, pe data de 11 februarie 2007. N-am să intru în detalii, dar m-au copleșit amintirile, m-au răvășit. În dimineața aceea am auzit poezia aceasta recitată și de atunci până acum n-am auzit. Pe de altă parte, mi-au umplut inima de bucurie copilașii care l-au lăudat pe Domnul. Domnul, zic din toată inima, să-i binecuvânteze. Și să-i ajute să-L laude pe El toată viața lor. Și când vor fi tineri, și când vor fi adulți, să-L poată lăuda pe Domnul și cu vorba, și cu viața. Seara aceasta am citit un cuvânt din Cartea Sfântă care zugrăvește înaintea ochilor noștri o a treia întâlnire în care Domnul Iisus se arată ucenicilor, în grup. Ioan scrie despre aceste lucruri la aproximativ 60 de ani de când ele s-au întâmplat. Imaginați-vă că ele s-ar fi întâmplat în săptămâna trecută și unul dintre noi, care va mai fi rămas în viață peste 60 de ani, se apucă să le aștearnă în scris. Când te gândești la lucrul acesta, te impresionează acuratețea relatării. Parcă s-au întâmplat ieri și Ioan le scrie în detaliu. Le cunoaște așa de bine pentru că, mai întâi de toate, aceia care au scris Scripturile n-au scris de la ei. Apostolul Petru va spune în a doua sa epistolă, în finalul capitolului 1, că oamenii care au scris Scripturile n-au scris de la ei, ci au scris mânați de Duhul Sfânt. E extraordinar să-L ai pe Duhul Sfânt asociat alături de tine când scrii, când vorbești, când trăiești, nu dai greș. De aceea îmi doresc din toată inima ca Duhul Sfânt să ne însoțească pe toți, mai cu seamă în aceste vremuri din urmă. Pe de altă parte, eu cred că Ioan a predicat despre aceste lucruri în mod repetat. Și de aceea i s-au imprimat atât de bine în cuget, în conștiință. Vorbește Ioan aici despre a treia întâlnire. Dar îngăduiți-mi, dragii mei, să o așez întâlnirea aceasta dintre ucenici și Domnul Iisus după Înviere, în contextul ei. Și îngăduiți-mi să spun câteva lucruri și despre ceea ce s-a întâmplat în dimineața aceea, înainte de a sta Domnul de vorbă cu Petru. Pasajul de dinainte, primele 14 versete din acest capitol, au fost citite joi seara și fratele Sorin a vorbit din acest cuvânt. Eu am să-l reiau în câteva detalii pentru ca apoi să mă apropii de cuvântul pe care l-am citit în seara aceasta. Întâmplarea despre care vorbim se pare că se petrece la aproximativ o săptămână și jumătate de la evenimentul glorios al Învierii. În prima zi a săptămânii, când a avut loc Învierea, în zorii zilei a avut loc Învierea, seara Domnul s-a arătat ucenicilor. Cei 11, de fapt, 10 erau dintre cei care au fost în jurul Domnului Iisus mereu, pentru că unul lipsea, Toma, iar un altul s-a dus dintre ei cu totul, Iuda.
La o săptămână după întâlnirea aceasta, Domnul îi se arată și lui Toma și îl invită pe Toma să pună degetul în rănile sale, să se convingă așa cum el a pretins. După aceasta, a doua întâlnire, Domnul Iisus își trimite ucenicii în Galileea și apoi merge și el acolo. Drumul de la Ierusalim până la Galileea nu putea fi parcurs într-o zi. Vă amintiți că între Galileea și Iudeea era o provincie numită Samaria, o provincie pe care și galileienii și iudeii o cam ocoleau. N-aveau legături cu samariteni. De aceea drumul din Ierusalim spre Galileea era un drum ocolitor. Traversau înspre est, călătoreau poate 80-100 de kilometri spre nord și apoi traversau din nou Iordanul înspre est ca să ajungă în Galileea. Dacă porneau din Galileea cu gând să ajungă la Ierusalim, făceau calea exact inversă. Acolo, în partea de nord, în Galileea, traversau Iordanul pe malul celălalt, estic, coborau apoi spre sud, pe malul estic al Iordanului și atunci când socoteau că au ajuns în dreptul provinciei Iudeia, traversau din nou Iordanul. În câteva împrejurări, Mântuitorul Iisus a trecut cu ucenicii și prin Samaria. Dar a fost inițiativa Lui. Dacă ar fi fost inițiativa ucenicilor, ei n-ar fi trecut pe acolo. În anumite împrejurări au dat pe față ce aveau în inima lor vis-a-vis de samariteni. De aceea cred că întâlnirea aceasta pe malul Mării Galilei a avut loc la peste o săptămână și jumătate de la evenimentul învierii Domnului Iisus. Despre seara aceea Ioan ne spune că 7 ucenici erau împreună. Unde erau ceilalți 4, nu ni se spune, nu știm. Și nu-i înțelept să ne dăm cu presupusul, am putea greși, am putea să le facem nedreptăți. Dar 7 erau împreună și Ioan îi amintește în versetul 2. În seara aceea, Petru a zis, mă duc să prind pește. Pentru vorba aceasta, mulți predicatori de-a lungul vremii l-au taxat pe Petru și au considerat că Petru a fost gata să abandoneze chemarea sa de ucenic și era marcat de dorința de a se întoarce la vechea lui ocupație, de dinainte de a fi chemat Domnul la ucenicii. Însă aș vrea să vă reamintesc, frații mei, că în vremea aceea pescuitul nu era un sport, pescuitul nu era un hobby. Pescuitul era unul din modurile în care oamenii de atunci își asigurau pâinea, mâncarea, aș vrea să spun. Și Petru zice, mă duc să prind pește. Ar fi putut să se uite la proviziile grupului și să spună, îs cam puține, cineva ar trebui să meargă să prindă pește. Dar Petru nu zice să meargă cineva, ci zice, mă duc să prind pește. Mi-aduc aminte că într-o altă împrejurare am vorbit din acest pasaj și am spus că multe din problemele de astăzi ale bisericii vin din faptul că sunt mulți, tot mai mulți aceia care zic cineva trebuie să facă asta. Și sunt tot mai puțini aceia care zic fac eu lucrarea aceasta. Sunt tot mai mulți aceia care spun, cineva trebuie să repare, mai știu eu, ce la clădirea bisericii. Constatăm că trebuie să făcute o grămadă de lucruri și am spune mereu, cineva trebuie să facă lucrul ăsta. Și sunt tot mai puțini aceia care spun, oh, am ocazia să fac ceva pentru frații mei. Am ocazia să slujesc. De aceea cred că nu este drept să-l criticăm pe Petru pentru dorința lui de a merge să prindă pește. Pentru că nu era un hobby, ci era împlinirea unui nevoi. Pe de altă parte, mă uit că ucenicii ăștia 6 care erau pe lângă el,
Atunci când au auzit că Petru vrea să meargă să prindă pește pentru grup, au spus, mergem și noi cu tine. Ei au știut în vremea aceea ce se petrece în sufletul lui Petru. Și s-au ocupat și de Petru după priceperea lor, cu cingășii, aș putea să spun. Vă aduceți aminte că atunci când cei doi ucenici care călătoriseră spre Emaus s-au întors la Ierusalim plini de bucurie și au găsit pe ucenicii Domnului și pe cei ce erau împreună cu ei, care erau adunați într-o încăpere cu ușile închise de frica iudeilor, și aveau un mesaj. Ăștia care erau acolo în Ierusalim, când i-au primit pe cei doi veniți de la Emaus, au spus, a înviat Domnul și s-a arătat lui Petru. Acum, nu știm în ce împrejurare. Este vorba despre o întâlnire de taină, aș putea spune, între Petru și Domnul Iisus. Dar faptul că ei au spus, s-a arătat Domnului Petru, mie îmi spune că oamenii aceștia ar fi vrut să-l reabiliteze pe tovarășul lor căzut greu în fața tuturor celor ce se întrebau poate ce va fi cu Petru, că s-a lepădat. Ăștia voiau să spună, Domnul i s-a arătat, Domnul i-a făcut parte de o favoare deosebită, de un har. Ar fi vrut să spună orice lucru ca să îl reabiliteze pe Petru în fața tuturor. Acum, Petru când zice, mă duc să prind pește, i-a spus, mergem și noi cu tine. Și prin vorba lor, vorbă spusă la ceas de seară, ei dovedesc că le pasă de Petru. Ar fi putut să stea tolăniți pe o canapea. Ar fi putut să-și găsească orice alte activități. Era seară, se ducă la odihnă. Dar au spus, Petre, noi suntem lângă tine, noi mergem cu tine. Și așa de important, dragii mei, atunci când unul dintre noi experimentează niște stări sufletești asemenea celei prin care trecea Petru, să fim în jurul lui, să fim aproape de el. Să nu lăsăm singur, ar fi putut să-i spună, bine faci, du-te și nu te grăbi să vii înapoi. Du-te și stai cât vrei și vii când ai chef. Dar ei au spus, mergem cu tine. Nu știu dacă toți din grupul acesta, toți șase erau pescari. Dar probabil că unii se pricepeau să arunce mreaja, iar alții să vâzlească și au spus, nu te lăsăm singur. În noaptea aceea, i-au pescuit și n-au prins nimic. Pe Marea Galilei, măcar că în partea de nord erau mulți pești, mai mult decât în partea de sud, și am să vă spun imediat de ce, câteodată se întâmpla să pescuiești toată noaptea cu mreaja sau cu năvodul și să nu prinzi nimic. Am citit undeva că apele repezi ale Iordanului care se vărsau în Marea Galilei, în partea de nord a acesteia, aduceau cu ele multe resturi de plante, frunze, alte lucruri de felul acesta, vegetale în descompunere. Și în golful nordic al Mării Galilei, acolo unde se vărsa Iordanul, era multă vegetație în apă și peștii erau foarte abundenți acolo. Vreo 25 de specii diferite de pești au fost identificate în partea aceea a mării, pești care în altă parte a lumii nu-i mai găsești. Nu-i găsești. Și totuși, iată că noaptea aceea au pescuit, o noapte întreagă, au aruncat mreaja și n-au prins nimic. În dimineața zilei următoare se întorc ucenicii obosiți spre țărm, și pe mal îi așteaptă Iisus. Întâlnirea aceasta n-a fost una întâmplătoare, a fost una prevăzută. A fost o întâlnire cu un dublu scop. În viața Domnului Iisus, poate că am mai spus și în alte împrejurări, nimic, dar absolut nimic, nu a fost la voia întâmplării. Orice detaliu a avut un scop, un rost, un sens, atins către o finalitate. În viața noastră se întâmplă lucruri care pot să nu aibă sens. Dar în viața Domnului Iisus, orice detaliu care s-a întâmplat a avut sens. Orice cuvânt pe care l-a spus a avut importanță. Binecuvântat să fie Domnul.
I-a întrebat pe cât erau ca la vreo 200 de coți de mal, adică aproximativ 90-95 de metri, copiii, ați prins ceva? Și ei au spus triști, nu. Spuneam altădată că nouă ne place să ne ascundem falimentele. Știm atât de bine să jonglăm cu cuvintele încât ieșim întotdeauna chiar și din faliment basma curată. Mi-aduc aminte că eram în satul meu natal și mergeam și eu la pescuit și se întâmpla nu odată să vin cu plasa goală, cu cutiile goale. Mergeam cu undița, n-aveam nici mreajă și nici năvod, nici nu era permis. Și de multe ori mergeam și veneam cu undița fără să fi prins nimic. Mă întrebau vecinii cu o undă de ironie, ai prins ceva? E cazul să ne încălțăm? Să nu călcăm prin oase de pește pe aici? Erau ironici vecinii mei. Și eu le răspundeam pe măsura întrebării. Am mai lăsat și pentru curioși. Nu le spuneam că n-am prins. Spuneam, am mai lăsat și pentru curioși. Și cu răspunsul ăsta ziceam, eu n-am spus nici adevărul, dar nici n-am mințit. Dar ucenicii au spus, n-am prins. Nu! Și Domnul le spune, aruncați mreaja în partea dreaptă și veți găsi. Au aruncat-o și într-adevăr au prins. O singură aruncare de mreajă în dimineața aceea la cuvântul Domnului Iisus a transformat întoarcerea lor la țărm din faliment în biruință, în izbândă. Ioan spune 153 de pești mari s-au prins în mreaja aceea și ea nu s-a rupt. Faptul că Ioan precizează câți pești s-au prins i-a făcut pe mulți cărturari creștini de-a lungul vremii să dea tot felul de interpretări. Citești ce a scris Origen, ce a scris Clement din Roma, citești ce a scris Ioan Gură de Aur, sau mai știu eu, Ieronim, sau Augustin, sau alți scriitori bisericești pe care unii numesc părinți bisericești, dar numele ăsta nu îi se potrivește. Și ești impresionat să vezi cât de ingenios au explicat ei numărul acesta. Unul dintre ei, Ieronim, a spus de bună oară că în lume sunt 153 de nații diferite. Și că de aceea au fost prinși 153 de pești mari, pentru că acolo trebuia să se vadă că în mreaja Evangheliei, în mreaja chemării la mântuire, sunt cuprinse toate națiunile Pământului. O idee bună, dar sprijinită pe un argument ciudat. Ăștia 153 de pești, mi-ar fi greu să cred că erau toți diferiți. Eu cred că cel puțin 2-3 dintre ei vor fi fost de același fel. De aceea argumentul lui Ieronim nu stă în picioare. Alții au venit și au spus, sunt 153 de pești, pentru că acolo 100 definește cifra plinătății neamurilor. 50 explică rămășița lui Israel. Și pentru ceilalți trei pești au mai găsit iară ceva explicații. Eu cred că Ioan a notat numărul peștilor pentru ca să ne spună cât de mulți erau și în ciuda faptului că erau atât de mulți, cât poate n-a mai prins niciodată la o singură aruncare de mreajă, mreaja aceea nu s-a rupt. O mreajă care prinde așa de mult și nu se rupe. Asta pe Ioan l-a impresionat. De aceea el a scris detaliul acesta. Mreaja aceea nu s-a rupt. Pe baza experienței lui de pescar era de așteptat ca mreaja aceea cu atâta pește în ea să se rupă. Vă amintiți că atunci când Domnul l-a chemat pe Petru în lucrare, în Evanghelia după Luca, în capitolul 5, iar așa s-au prins mulți pești, și mrejile începeau să se rupă. N-au fost atunci atâția cât erau acum și mrejile începeau să se rupă. Dar uite că acum aveau atâta pește în ele și totuși nu se rupeau. Detaliul ăsta l-a impresionat pe Ioan. Dacă este adevărat că mreaja și năvodul ar putea simboliza chemarea Evangheliei, chemarea la intrarea în împărăție,
atunci să știți că ar merita să vorbim odată despre mreaja care nu se rupe. Apostolul Petru a fost chemat să fie pescar de oameni. Când Domnul a spus, vino după mine, te voi face pescar de oameni, nu știu dacă Petru a înțeles semnificația acestei chemări și semnificația misiunii la care Domnul îl cheamă. Dar a venit o zi în care Petru, plin de curaj, s-a ridicat și a aruncat mreaja. Evident, vorbesc simbolic. Și în ziua aceea, când a tras mreaja afară, 3.000 de pești, tot simbolic vorbind, erau prinși pentru împărăție. Abia s-o arunce din nou peste câteva zile și încă 2.000 s-au adăugat la primii 3.000. Și mreaja aceea de atunci prinde și prinde și prinde și nu se rupe. Slăvit să fie Domnul! Ca o mreajă să prindă pește, să prindă mult și să nu se rupă. Să știți, întâi de toate este important să fie curățită. Pentru că în Luca, în capitolul 5, veți vedea că atunci când Domnul a hotărât să urce în una dintre cele două corăbii, în cea care era lui Petru, pescarii ieșiseră din ele și făceau ceva. Ei curățau mrejile. Se întorseseră după o noapte întreagă de la pescuit, mărturie este cuvântul lui Petru, și n-au prins nimic. Dar mrejile trebuiau să fie curățite, pentru că așa după cum v-am spus, în partea de nord a Mării Galilei, erau multe resturi, multe, ceea ce noi am putea numi gunoaie în apă. Dimineața, după o noapte de pescuit, indiferent cât de mult sau de puțin pește ai prins, indiferent cât de obosit ai fi fost, pescarul știa că trebuie să-și curețe mreaja. Pentru ca să prinzi pești și mreaja să nu se rupă, să știți că ea trebuie să fie curată. Curată. Dacă mreaja nu e curată, mai întâi de toate, ea nu prinde pești. Pentru că orice pescar va putea confirma asta. Peștele este o făptură foarte sperioasă. Îndată ce te-a simțit că ești prin apropiere și se simte în primejdie, nu se mai atinge de momială. Și dacă pescuiești undița, nu-l prinzi. Dacă arunci plasa, fuge. În al doilea rând, o plasă care nu este curată, care este încărcată cu de toate, cu frunze, cu plante, îl istovește pe cel care lucrează cu ea. E foarte greu să arunci o mreajă, dacă vă imaginați cum este mreaja, o plasă de 6 metri diametru sau de 8 metri diametru, care are pe marginile ei bucățele de plumb. Pescarul avea o asemenea îndemânare încât o arunca la câțiva metri de barca lui și plasa aceea cădea în așa fel încât plumbii descriau un cerc aproape perfect. Peștii care erau în zona aceea erau prinși toți. Dar dacă plasa era încărcată de frunze moarte, prinse de prin apă, o plasă necurățată, încărcată de frunze, îl istovea pe pescar. El nu putea să o arunce cum trebuie. Apoi, dacă merg mai departe pe ideea asta, o plasă plină de frunze și de verdețuri din apă, o și tragi greu la mală, o și scoți greu din apă. Dar în al doilea rând, o plasă care nu a fost curățită, o plasă în care au fost lăsate de toate, plasa aceea și putrezește repede și se rupe. Pentru că toate cele gunoaie păstrează umiditatea și ața sau spoara din care este făcută plasa se rupe. De aceea este foarte important ca plasa să fie curată și dacă vorbim în chip simbolic, atunci mesajul bisericii în lumea de astăzi trebuie să fie un mesaj curat. Și viața celui care proclamă acest mesaj trebuie să fie o viață curată. Altfel nu se prind pești, dragii mei. Nu se prind. Doamne, ajută-ne să avem vieți curate și mesaj curat. Am vorbit cândva și despre faptul că Petru ajutam fiind să înțeleagă cine e cel de pe mal. A sărit în apă și a luat haina pe el și a sărit în apă. Textul ne dă de înțeles că a notat spre mal, nu spre malul celălalt.
Pe partea cealaltă ar fi avut vreo 6 km de mers. A ales să meargă spre mal unde era Domnul Iisus, avea doar 200 de coți, 90 de metri, 95. Ăștia aveau dificultăți în a scoate mreaja. Așa de mare era nevoie de ajutorul lui Petru, un om vânjos, ca să o scoată cumva. Dar Petru a zis, descurcați-vă voi cum puteți, eu am altceva mai important de făcut. S-a încins și măcar că e sigur lucru dovedit că nu-ți mai greu când ești îmbrăcat decât atunci când ești mai dezbrăcat, Petru s-a îmbrăcat, a sărit în apă și s-a dus la mal, în prezența Domnului Iisus. Pe mal, ei au prânzit. Mântuitorul avea un foc aprins, avea pește fript și avea câine, i-a chemat și le-a oferit. Apoi le-a spus să aducă din peștii pe care i-au prins și ei, și după ce au prânzit, ajungem la exact subiectul textului nostru în această seară. Domnul Iisus, spuneam eu, că a avut două scopuri atunci când mi s-a arătat pe malul Mării Galilei. Unul din scopuri, n-aș vrea să credeți că a fost acela de a ajuta să prindă pește. Ăsta era lucrul cel mai puțin important în dimineața aceea. Primul scop era acela de a-i convinge încă o dată că este viu și este cu ei. Pentru că în urma unei asemenea experiențe, cum au prânzit cu el, ucenicii vor putea să spună, să mărturisească peste tot unde vor merge ceea ce Petru a mărturisit în casa lui Corneliu. În Fapte 10, capitolul 10, versetul 41. Acolo spune, Dumnezeu l-a înviat și a îngăduit să se arate, dar nu la tot norodul, ci nouă, celor care a mâncat și a băut împreună cu el, după ce el a înviat din morți. Puteau să mărturisească, noi am fost cu el, după înviere, și n-a fost o imagine creată de imaginația noastră, mai știu, afectată de oboseală, de durerea despărțirii de el, nu. A fost ceva real, pentru că ne-a dat pește fript și ne-am stat cu el la părtășie. Am mâncat împreună cu el. Să știți că o experiență de felul acesta dă greutate mărturiei creștine. Dă multă greutate. Pe un om care a avut experiență de felul acesta cu Iisus, cu Hristosul înviat, pe un om ca acesta nu-l mai scos din ceea ce știe, nici cu tantul. Petru știa bine ce știa. În al doilea rând, aici avem de-a face cu repunerea unui apostol într-o poziție de autoritate. Vedeți dumneavoastră, apostolul Petru a știut că a greșit cumplit. A suferit cumplit din cauza căderii lui. Tovarășii lui și ei au știut că el le-a spus. Acum vorbim aici despre ridicarea unui om care a fost căzut atât de jos. Și ridicarea aceasta Domnul a hotărât să o facă în plen. Pentru că Domnul voia să vadă și ceilalți ucenici care erau cu Petru că ridicarea o face el. Că nu este o pretenție de-a lui. Vreau să vă spun un lucru. Dacă mă credeți sau nu mă credeți, rămâne la latitudinea voastră. Când cineva cade și cade rău, se poate întâmpla să pretindă Domnul m-a iertat. Și nimeni din jurul lui să nu constate lucrul ăsta. Să nu sesizeze lucrul ăsta. Numai el pretinde. Și să mai pretindă și să fie pus, mai știu, într-o poziție. Pe Petru, Domnul l-a ridicat, Domnul l-a așezat din nou într-o poziție, l-a chemat din nou la slujire și a făcut lucrul acesta în așa fel încât au văzut încă 6 martori care erau acolo. Domnul a întrebat pe Petru de 3 ori aceeași întrebare. Petre, sau să respectăm textul biblic, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Și Petru, de fiecare dată la această întrebare, răspunde pozitiv.
Ați sesizat că atunci când cineva te întreabă de 3 ori în 10 minute același lucru, parcă te irită? Ai sentimentul că nu te-a băgat în seamă? Sau că se îndoiește de sinceritatea ta? Sau că te invită să te gândești mai bine? Nu l-ai convins cu răspunsul tău. Te întreabă de 3 ori. Dar când te întreabă a 3-a oară, îți cade greu. Unii au spus, pe Petru Domnul l-a întrebat de 3 ori, pentru că tot de 3 ori Apostolul Petru s-a lepădat de Domnul. E adevărat lucrul acesta. Se găsea tot lângă un foc de cărbuni. Dar era noapte atunci când s-a lepădat de Domnul de 3 ori. Acum, lângă un foc de cărbuni, într-o dimineață minunată, Petru are oportunitatea să-și declare de 3 ori dragostea față de Domnul. Pe de altă parte, unii au venit și au spus în limba greacă, termenul sau verbul a iubi, verbul românesc a iubi, în limba greacă are 4 cuvinte diferite. 4 verbe diferite din greacă se traduc în limba română prin a iubi. Unul dintre ele este verbul eros, pe care noi românii îl traducem cu a iubi. Dar vreau să vă spun un lucru. În Scriptură, verbul acesta nu apare niciodată. Dar niciodată. Nu pentru că Scriptura sau Dumnezeu ar avea ceva împotriva dragostei tale fizice față de soția ta sau față de soțul tău. Și pentru faptul că oamenii au pervertit sensul acesta și l-a ajuns să aibă o conotație de multe ori urâtă, rea. În Scriptură, verbul grecesc, vorbind de Noul Testament, pentru că Vechiul Testament n-a fost scris în greacă. Vorbind de Noul Testament, în Noul Testament, verbul eros nu apare niciodată. Mai rămân 3 verbe în limba greacă pe care noi în românești le-am tradus prin a iubi pentru că n-am avut un alt corespondent mai potrivit. Verbul storge, fileo și agape. Agape este dragostea aceea jertfitoare. Au venit unii și au spus, l-a întrebat Domnul pe Petru, Petre, mă iubești tu pe mine? Și întrebarea Domnului Iisus ar fi cuprins verbul agape. Mă iubești tu cu o dragoste jertfitoare? Și Petru zic predicatorii că ar fi răspuns întâi cu un alt verb. Nu cu agape, cum se aștepta Domnul Iisus, cum trebuia să răspundă, ci a răspuns cu fileo sau cu storge. Și Domnul l-a întrebat încă o dată și iar a răspuns cu un verb ocolitor și abia a 3-a oară el ar fi răspuns cu verbul agape. Da, Doamne, te iubesc cu dragoste jertfitoare. Însă vreau să vă spun un lucru. Să fiți atenți la interpretările acestea pentru că de multe ori ne păcălesc. Pe malul Mării Galilei un galilean vorbea cu niște galileieni. Și ei nu vorbeau greacă. Chiar dacă Evanghelia după Ioan va fi scrisă în greacă, ea a fost scrisă către sfârșitul secolului și a scris-o pe când se găsea în Efes, într-un context, într-o cultură grecească. Dar acolo, pe malul Mării Galilei, când Iisus stă de vorbă cu Petru, nu întreabă Domnul pe Petru în greacă și Petru nu răspunde în greacă. Nu vorbeau nici măcar ebraica, ei vorbeau aramaica. Și aramaica nu era atât de bogată în sensul pe cât era greacă. Știți dumneavoastră oare că limba greacă din vremea aceea era mai bogată în termeni decât este limba română la ora actuală? Dar ei nu vorbeau greacă. Imaginați-vă că m-aș întâlni cu unul dintre dumneavoastră la Super C. Suntem români amândoi. Că unul este din București sau unul din Arad, n-are importanță, dar suntem români amândoi și ne întâlnim la Super C. Vi s-ar părea normal să vorbim în engleză? Dacă suntem snobi, am vorbit în engleză. Vi s-ar părea potrivit și normal să vorbim în franceză dacă suntem amândoi români? Cred că nu. În mod normal, dacă eu și dumneata suntem amândoi români și nu vrem să ne dăm mari că știm un pic de engleză, de apozar, vorbim limba noastră. Nu ne e rușine de ea. Nu ne e rușine de ea. De aceea cred că Domnul l-a întrebat pe Petru în
limba aramaică, nu greacă. De ce l-a întrebat de trei ori? Prima dată l-a întrebat: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Am încercat să-mi imaginez scena aceea. Oare ce gest va fi făcut Domnul Iisus când a pus întrebarea aceasta? Știți, când am mers la școala București, în anul întâi de școală, toți profesorii mei mi-au făcut observații. Au zis: Feher, îi spun pe numele de familie, tu va trebui să lucrezi la capitolul gesticulație. Tu parcă ești o statuie. Și așa eram. Mă miluiau emoțiile, simțeam că îmi slăbesc puterile și fie mă țineam de amvontare, fie stăteam în poziție de drept ca la plutonul de execuție și așa predicam, spuneam ce am de spus, încercam să predic. Ziceau ei: la gesticulație tu ești falimentar, tu trebuie să sprijinești vorbirea cu gesturi. N-ai idee cât de importante sunt gesturile dacă sunt bine alese în întărirea mesajului pe care îl spui. Când Domnul Iisus a întrebat: Petre, mă iubești mai mult decât aceștia? Mi-ar fi greu să cred că Domnul Iisus stătea în poziție de drept și numai cu ochii se uita la ceilalți. Eu cred că a făcut cu mâna un gest. Petre, mă iubești tu? Sau Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Vreau să mai spun un lucru. În textul original, construcția textului, construcția gramaticală a acestei întrebări permite două interpretări. Au spus unii cercetători ai Scripturilor că Domnul a arătat cu mâna spre barcă, spre mreje și spre vasele pline cu 153 de pești mari. O recoltă extraordinară. Întrebarea Domnului Iisus, dacă ar fi înțeleasă în sensul acesta, ar suna cam așa: Petre, ești sigur că mă iubești tu pe mine mai mult decât iubești lucrurile acestea? Și vreau să vă spun că o asemenea întrebare câteodată este justificată. Pentru că sunt creștini care spun că îl iubesc pe Domnul, dar cu viața lor dovedesc că iubesc binecuvântările Domnului mai mult decât pe dăruitorul binecuvântărilor. Și e important să-L iubești pe Domnul mai mult decât binecuvântările pe care ți le dă El. Și pe ele să le prețuiești. Ne bucurăm de câte ne dă, dar ne bucurăm mai mult de El, dăruitorul lor. Și îl slăvim pe El. Pe de altă parte însă, se poate înțelege întrebarea aceasta și ca o referire la ceilalți. Pentru că în seara în care Domnul Iisus l-a științat pe Petru că noaptea aceea El se va lepăda de Domnul, se va întâmpla o împlinire a unei profeții, păstorul va fi lovit și oile turmei se vor risipi, Petru a spus: Doamne, dacă toți ăștia alți vor face lucrul ăsta despre care Tu vorbești acum, dar să știi că Eu mă voi duce cu Tine până la moarte. Și acum Domnul întreba: mai mult decât ăștia? Mă iubești pe mine, Petre? Și Petru a dat un răspuns și a spus: Doamne, știi că Te iubesc. În urma acestui răspuns, Domnul a zis: paște-mi mielușii mei. Apoi Domnul l-a întrebat din nou, peste câteva momente, poate: Simone, fiul lui Iona, mă iubești pe mine? Și Petru zice: da, Doamne, știi că Te iubesc. Și Domnul adaugă: paște oițele mele. Și apoi, peste câteva momente, Domnul întreabă a treia oară: mă iubești, Simone, fiul lui Iona? Tu pe mine mă iubești? Și Petru zice: Doamne, Tu pe toate le știi, știi că Te iubesc. Și Domnul zice: paște oile mele. Aici avem o îndrăită însărcinare pe care Domnul o așează pe umerii lui Petru. O predică din textul acesta poate că ar putea fi numită: ce aduce lui Petru dragostea pentru Domnul? Știți ce a adus? Întâi de toate a adus responsabilități. I-a spus: paște mielușeii mei, paște oițele mele, paște oile mele. Și aici aș vrea să zăbovim puțin. Nu l-a întrebat: știi Biblia mai bine decât ăștia alți?
ești mai puternic decât ăștia alți, poți să duci mai mult decât ăștia alți, poți să contezi pe tine mai mult decât pe ăștia alți? Nu. L-a întrebat, mă iubești? Și Petru a spus, da, Doamne. Cea din tâi și cea mai mare cerință în dreptul unuia care-i chema să slujească turma Domnului Iisus nu sunt capacitățile intelectuale, nu sunt nici înzestrările fizice, ci dragostea pentru Domnul. Ăsta este testul de căpătâi. Și dacă vreodată Dumnezeu va îngădui să ajung decan la o școală de teologie, șansele întreagă fie spus sunt foarte mici, pentru că nu sunt interesat. Dar dacă vreodată voi ajunge într-o asemenea poziție, n-aș da la admitere în școala respectivă un test de cunoștințe din Biblie sau de cultură generală, cum au fost acelea prin care am trecut noi, ci aș căuta să văd cât de dragoste pentru Domnul este în inima candidatului. Pentru că dacă nu este dragoste, pot să fie cunoștințe oricât de multe. Pavel spunea, cunoștința îngânfă. Cunoștința îngânfă. Dragostea e cea din tâi calitate care se cere unuia care e chemat la slujire. Dacă este dragoste, toate celelalte vin. Domnul ți le dă, te echipează cu ele. Dar dacă nu-i dragoste, acolo Domnul nu pune. Sau aveți altă părere? Eu cred că nu. Eu cred că numai unde-i dragoste, Domnul pune și celelalte. Pe de altă parte, Domnul îi spune lui Petru, indirect, bineînțeles, Petre, vezi că în turma mea nu sunt toți la fel. În turma mea sunt mirușei, sunt oițe și sunt oi. Când am citit pentru întâia oară și ne aduc aminte că am și vorbit despre lucrul acesta, am spus că sunt trei vârste spirituale în biserică, în biserica Domnului. Aveam dreptate. Însă când a trebuit să identific acele trei vârste, acolo m-am împotmolit eu. Pentru că am gândit omenește. Și am zis așa, când Domnul Iisus vorbește despre mielușei, sigur că El se referă la copilaș. Și am zis eu în sinea mea, Domnul îl face pe Petru învățător de școală duminecală. Cu modul ăsta de a interpreta, m-am apropiat de cuvântul al doilea. Petre, paște, oițele mele. Și am zis, ăștia sunt tineri. Și am zis, Domnul face pe Petru și lider de tineret. Și apoi, Domnul îi spune, paștorile mele. În sfârșit îl face pastor peste toată biserica. Însă dacă stau bine să mă gândesc, nu era tocmai corectă interpretarea aceasta. Știți de ce? Pentru că mielușelul nu e doar un copilaș care recită după puterea lui o poezie de o strofă și jumătate. Un mielușel este și unul care se întoarce la pocăință la 70 de ani. E nou născut, e în credință, face primii pași, ăla e mielușel. De aia nu se potrivia interpretarea mea de atunci. Însă, știți, va trebui să ne gândim bine. Că poți să fii de 20, de 30, de 40 de ani pe calea pocăinței și să nu fii crescut în dragoste mai mult decât ai avut atunci la început, în cunoștințe cam tot atâta, în râvnă pentru Domnul cam tot atâta. Se poate întâmpla să fii tot mielușel și mielușel și mielușel și Domnul ar vrea să avansezi un pic. Când Domnul îi spune lui Petru, paște mielușeii, paștelițele, paștelile mele, Domnul îi spune lui Petru, bagă bine de seamă că în turma aceasta mea sunt diferențe, sunt nevoi diferite. Nu te concentra numai pe o anumită categorie. Ție că ești intelectual, îți place să le vorbești numai intelectualilor din biserică. Sau, dacă ești om simplu, numai mai știu eu cui și numai unui segment din biserică. Domnul spune lui Petru, Petre, ocupă-te de toate categoriile și de toate nevoile celor din turma mea. Nu lăsa pe nimeni pe din afară.
Apoi să remarcăm întâi așează mielușeii. Pentru că ei sunt cei mai vulnerabili. Apoi așează oițele și la urmă oile. Dar Petru trebuie să ocupe de toate. Când Domnul Iisus folosește verbul a paște, de fapt El folosește un cuvânt care s-ar traduce în limba română prin a îngriji. Și Petru trebuia să îngrijească de nevoile mielușilor, trebuia să îngrijească de nevoile oițelor și de nevoile oilor. El trebuia să pregătească, să ducă turma la pășun. Evident, păstorul nu poate paște el în locul mielușilor. El doar pregătește, el doar duce. El nu poate paște el în locul oițelor sau oilor. Dar trebuie să aibă în vedere toate aceste nevoi. Dragostea lui Petru pentru Domnul i-a adus lui Petru responsabilități. Cei care fug de responsabilități numai zic că au dragoste pentru Domnul, dar nu au părinturat. Doamne, umple-ne inima de cât mai multă dragoste pentru Tine. Amin. În al doilea lucru pe care doar îl amintesc și cu aceasta închei, pentru că nu vreau să vă sperii prea tare în seara aceasta. Dragostea pentru Domnul